Salut, salut și bună dimineața! Noi chiar ne bucurăm, toată lumea a așteptat, toată lumea se întreba oare cine vine astăzi de la 10 la 11? Noi n-am vrut să spunem cine vine, noi am vrut să fie marea surpriză și surpriza, uite că a venit, surpriza a venit, eu am fost după surpriza, apropo. Am ieșit, parcă eram băiatul ăla care vine să ia comanda la Glovo, știi? Și am luat-o, da. N-am cunoscut-o pentru că aveai ochelari, nu te-am cunoscut. Și aveai și căciuliță în cap. Da, da. Da, și n-am cunoscut-o. Deci, cum se spune la mine în sat, dacă eu nu te-am... Se ferește de paparații. Da, dacă eu nu te-am cunoscut sau dacă eu nu te-am cunoscut, se pot întâmpla două lucruri. Sau te îmbogățești sau te măriți. Sigur mă îmbogățesc. Sigur te îmbogățești, bravo. Da, prieteni, fata care ne inspiră, fata care o să vă inspire, noi deja am început să ne inspire, este nimeni alta, hai ca la box, nimeni alta decât Diana Secu! Ram pam pam pam. Ram pam 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 pararam pam. Ah, deci nu, ok. Credeam că... O, să știi că asta cu special. De fiecare dată pentru fetele foarte frumoase. Eu când sunt băieți, nu prea. Când sunt băieți, doar așa, simplu. Diana, ne bucurăm foarte mult că ne-ai acceptat invitația astăzi. Bucur. Și că ne-ai găsit în primul rând. Pe noi multă lume ne caută, dar puțină lume ne găsește. Și... Chiar e bine că ne-ai găsit, da. Da, am adus până acum cel puțin foarte mulți dintre prietenii mei artiști aici și mă bucur că și tu ești printre noi, pentru că sunt foarte curioasă să-ți aflu parcursul și cum ești tu cea din ziua de azi și care a fost parcursul tău. Cred că eu te știu din vedere, ești din Buzău, așa este? Da. Da. De când eram mai mici. Ești din Buzău? Nu, eu sunt din Râmnicu Sărat. Dar mai veneam pe acolo, aveam prieteni. Deci din Buzău. Da, deci din Buzău. Într-o vară, la un moment dat, veneam doar în Buzău cu trenul. Dar ce căutai? Ce căutai tu la Buzău? Aveam prieteni doar la Buzău. Adică prieteni sau prieteni? Prieteni. Ah. Grupă păi, Râmnicu Sărat e un fel de, nu știu, Bragadir, un București sau... Nu, e un orășel mai mic, da, lângă Brașov, da. Mai mic, e municipiu precum Bucureștiul, dar e un orășel mic, da, unde nu se întâmplă chiar foarte multe lucruri și noi veneam fie în Focșani, fie în Buzău ca să ne distrăm cu prietenii. Și da, eu mă amintesc că atunci era un fel de... Ce vrei, zici, Imo? Nu, chiar o păpușă Barbie. Adică era perioada mea pizii. Concursul de frumusețe. Pe High Five? Da, cred. Oh, mai știți concursul de frumusețe? Hai să începem de acolo. Hai să ne ducem acolo. Nu te uita, Georgie, la mine. Nu, cred că, nu și el făcea, cred că și el făcea asta și de aia. Așa e rușit. Păi am și eu să merg la concurs. Nu, dar nu am mers, erau concursuri pe High Five. Știu, vreau și eu să fac concursuri, dar n-am reușit niciodată să fac. Era concurs pe Wi-Fi sau? Pe High Five! Voi n-ați avut în Republica Moldova High Five? E serios? Platforma înainte de Facebook. Deci... No. Mamă, și făceam poze cu... Mamă, și ziceam, mama, astăzi pun poze pe High Five, wow! Wow, chiar e premieră, chiar n-am știut, prima dată aflu la voi și... Erau și concursuri de photography, cumva, da, și exact. Acolo am învățat foarte multe noțiuni de fotografie, gen că e arsă poza, cumva. Exact, cu lumina foarte... Exact. Da. Mm. La noi în Moldova era Face, dar nu Facebook-ul ăsta, era Face MD, adică Face moldovenesc, un fel de Facebook moldovenesc. Este cel rusesc? Aveam și unul adnaclasnic, e rusesc, da, dar în mod normal, primul care era un Face, nu știu dacă era și la voi, Face MD. Dar nu era și Cantacție sau ceva? Da, e. și acela, da. Oricum, noi de curând am făcut trecerea asta spre Facebook, cred că în liceu am făcut, în clasa a noua. Da, cam fix în clasa a noua mi-am făcut. Wow, cum eu n-am știut? Wow. Și acolo era tot un fel de Facebook, un fel de Instagram. Un fel de, puteai să lași comentarii pe peretele persoanei respective, aveai un top de prieteni. Da, și te certai cu toată lumea din cauza asta. De ce nu sunt primul top? De ce nu sunt al doilea top? Exact, am uitat. Și aveai și numărul de vizualizări la profil. Adică câți oameni ți-au vizualizat profilul, da. Mai și era cumva un concurs, da. Și tu erai fata aia vizualizată? Da. Bun, chiar îmi pare rău acum când am avut și eu cont. Cred că eram drăguță când eram mică. Adică toată lumea spune asta. Bine, îți dai seama că acum când mă uit la poze mai vechi, nu înțeleg de ce. Dar era și altă lume oricum. Da. Nu era social media, nu, erau alte. Da, oamenii cred că se acceptau mai ușor atunci. Adică erai încurajat mai des.
Exact, 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 exact. Era o chestie cu o poză cu doi tipi emo, știi? Și scria acolo, guys don't even look like this anymore, so what's even the point? Exact. Nu? Nu mai avem din toate categoriile. Eu astăzi vă contrazic, am văzut o fată foarte sin în autobuz când mă îndreptam către muncă. Period. Cu extensii, păr creponat. Mai știți dungile alea cu markerul pe care le făceam pe păr? We stand. Dima, tu ai pierdut foarte multe trenduri. Trebuia să te fii aflat și tu aici când eram în clasa. Să știi că prin clasa 7 am vrut să vin la liceu în România și acum regret că n-am venit. Dacă vineam la Buzău, la Bacău, făceam show, da. Acum vorbeam show așa cu entuziasm, da, așa. Eu n-am avut faza emo, nu. Nu, ok. Eu am fost fancy de când eram mic. Nice. Păi mă bătea mama dacă... Nu, glumesc, mă bătea, dar tot timpul mi-a zis să mă îmbrac frumos, să fiu așa fancy. Bun. Diana, când ai început tu să fii pasionată de muzică? Băi, destul de târziu, cred. Nici nu cred că m-am gândit că aș fi pasionată sau că devine o pasiune. Pur și simplu am început să cânt prin casă chestii emo. Adică mă filmam chiar și în baie cântând. În baie gen. Deci ăsta e stilul tău mai nostalgic puțin. Lana Del Rey. Mai nostalgic. Lana Del Rey chiar e influența cea mai mare, să zicem. Da. Când apărut, mă întrebam de ce n-am apărut eu cu asta, de ce n-am făcut eu asta. Să știi că am citit asta într-un interviu pe care nu mai știu cine ți l-a luat și mi s-a părut foarte interesant, cum ai zis. Da, are un stil interesant. Noi am mai adus un omagiu aici și cu Emma Obreja. Da. Știu că fix aseară m-am uitat, am găsit pe site pagina voastră cu filmările și am intrat fix la Emma, că o cunosc și eram curioasă și am trecut așa prin... Ce zis, ia ca unde vin eu. Pepsi Cola. Ai zis ea ca unde vin. Și Black Sea Girls. Da, Black Sea Girls. Nu mi-au plăcut neapărat. Adică nu eram fan. Da. Dar... Mă plângeam. Era ceva inedit că erau aproape de vârsta noastră și... Erau mai mari. Trupă. Erau puțin mai mari și erau super 17. Cool. Da. Bine, eram obsedată de Andreea Bălan. Când a scos clipul ăla cu Nvidia, dacă vă faceți aminte. Nu și eu. Wow. Mi s-a făcut pene de câini. Eu nu știu videoclipul, dar chiar aș vrea să mă uit la el matinal. Dacă îl știți, comentați și voi, puteți să comentați. Știi ce mai ascultam? Melodiile din Camp Rock. Că mi se păreau super cool și eram, oh my god, Romania. Dima, ai vreo întrebare? Vă ascultam cu mare entuziasm, că pentru mine absolut e o altă lume ce vorbesc. Da, mă gândeam. Eu cel puțin am crescut pe muzică populară, muzică patriotică, cântăcu cu Batalvina sau Sanie cu Zurgălă, lucruri care cam asta la noi. Da, mă, dar și aici, și în România s-a întâmplat asta. Dar adică... după un an, ciorbă, te curăcă. Doar că nu era chiar atât de la modă. La noi, era iluzor. La discotecă, ții minte, la noi la discotecă era muzică populară. La noi Hora se învârtea ca la nebuni. La discotecă. Da, discotecă în sat era muzică populară. Adică tu te duceai și dansai cu fetele pe muzică populară, da? Drăguț. Și tot timpul călcam. Eu eram, la eveniment aici. Eram ursul care călca fetele pe picioare la muzică populară. Da, cred că ești un gentleman acum, nu? Acum, da. Așa mă duce cu gândul. Și era muzică populară și odată la câteva cântece populare era unul de ăsta de vals, știi? Unde tu te duceai și invitai partenera și tu așteptai momentul ăla de muzică de aia lentă ca să poți vorbi cu Lenuța sau cu Angela. Filme cumva. Da, da. Și de asta eu acum când mai merg la cluburi, înainte de pandemie, nu prea mă prindeau cluburile. Că eu eram deprins cu muzică populară și mă duc acolo, nu înțeleg ce se întâmplă. Bun, hai să ne întoarcem totuși la muzica. Hai să întoarcem la muzica de aia. Diana, cam la câți ani cântai tu? Când îți amintești cam prima ta apariție în baie? Da, cred că pe la 12-13, că mi-amintesc că era Mimo și cântam Panic at the Disco. Una dintre mele preferate. Ce stiluri te-au influențat? Sau când cântai, că probabil erau freestyle. Dacă îmi spui că ascultai și Lifehouse. Cred că o singură piesă. Nu aveam conceptul ăsta de... Și la Dead of Frey tot o singură piesă, cred. Nu aveam conceptul ăsta de trupe, de albume. Pur și simplu găseam o piesă care îmi plăcea și o puneam în playlist. Nu știam că trebuie să asculti albumul unui artist sau nu mă interesam în mod special de un artist. Efectiv, îmi plăcea o piesă și o ascultam. Și cumva și acum fac asta. Da.
Dar tu mai ai momente la vârsta pe care o ai acum, nu spunem ce vârstă ai, momente în care te apucă nostalgia și asculți muzică pe care constant. O ascultai atunci. Da, 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 da. Ascult super mult, adică am ascultat zilele trecute Avril Lavigne și Paramore. O, Doamne, am uitat complet. Mă, n-am uitat, n-o sunt niciodată. Paramore, de fapt, am ascultat și eu recent. Dar chiar semeni cu Hailey. Da, mi se tot spune că semen cu Hailey. Dar voiam să întreb ceva. Parcursul tău, cum a urmat pe urmă? Păi am fost la X Factor la 15 ani. Ce drăguț, uite, asta nu știam. Da, 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 hai un pic de experiența de acolo. A fost oribil, a fost... În ce sens? Pentru tine, ca... Pentru că... Individ. Nu știam, știi, când eram mici nu aveam conceptul de anxietate și credeam doar că sunt niște emoții, toată lumea spunea că, da, toți avem emoții, ok. Numai că eu când am intrat pe scenă am uitat complet, nici la două minute după ce am ieșit nu mi-aduceam aminte ce s-a întâmplat. Și nici acum nu mi-aduc aminte ce s-a întâmplat. Cred că creierul meu a pus un bloc, da. Pentru că mi-era atât de frică încât a vrut să uite toată experiența asta. Ce interesant. Și cine a fost persoana și... care ți-a propus tu? Mama. La ce te referi? De X-Factor? Maică-mea și rude, prieteni, cumva. Îți spuneau că ești talentată și te-au îndemnat să... Da, eu nu prea voiam. Și acum, deși au trecut 10 ani de atunci, aș avea teama asta. Opa, am aflat și vârsta de ani. Da. Păi mai știi la cât am fost? Mai 15? Da. Da, aveam făcut 25 acum, nici o săptămână, cred. Mulți înainte. Mulți înainte. Da. Chiar n-aș fi crezut. N-aș fi crezut că ai 25. Ai fi mai puțin? 20. Ce bine! Mi se pare că mă uit în oglindă și simt că îmbătrânesc. Nu. Da? Da, doar ți se pare, da. Da. Și acum, ai momente când regreți prestația ta de atunci? Am încercat să o caut. Doar nu... să vezi ce s-a întâmplat. Da, da, da. Mamă, eram... Deci, efectiv, dădeam ture așa în jurul scenei și nu mă uitam la nimeni. Efectiv, doar mă plimbam cu microfonul în mână și uitându-mă în jos. Și nu știu dacă, să zic, a fost bine sau rău. Se vedea că aveam super multe emoții. N-a fost rău pentru vârsta aia. Bine, acum copiii la 15 ani care merg la X Factor cântă mai bine decât, nu știu, o persoană de 30. Dar înveți altfel acum. Ai și alte influențe și ai internetul la dispoziție și poți să cauți. Dar nu crezi că vârsta aia pe care o aveai atunci putea asta să fie un fel de blocaj mai departe? Nu cred că avea legătură vârsta. Ți-am zis că și acum aș fi exact la fel. Poate și pentru că inițiativa n-a venit totalmente din partea ta. Adică nu ai simțit mea, tu să te duci. Eu mi-imaginez că mi-ar plăcea foarte mult. Adică eu nu, cumva nu țintesc sus, țintesc mai jos, ajung acolo și după aia țintesc din ce în ce mai sus. Așa funcționează la mine. E interesant mecanismul. Da, și gen, e de fiecare dată când mă imaginez cântând pe o scenă, mă imaginez la Vocea României. Adică ăla e maximul momentan la care vreau să ajung, pentru că știu că dacă aș reuși să fac asta, mi-aș depăși niște limite pe care mi le-am pus. Și am scris în lista aia de dorințe pentru 2021 că aș vrea să scap și eu de teama asta și să mă duc la un concurs de genul. Ți se pare că acționezi oarecum în zona de confort dacă te raportezi la obiective mai mici, să zic așa? Nu neapărat. Okay. Nu știu cum funcționează creierul, că nu e o chestie pe care o fac voluntar. Dar mie, spre exemplu, nu mi se pare ceva atât de ușor să cânt acolo. Da. Mie mi se pare mult mai greu să cânt în România, unde sunt unii oameni care mă cunosc. Spre exemplu, dacă acum aș merge, nu știu, în SUA, n-aș avea nicio problemă să cânt în fața unor străini. Dar eu am o problemă să cânt în fața unor pe care îi știu și în fața prietenilor. Și exact. Teama aia de a mă judeca cumva, de care tot încerc să scap. Poate dacă o să cânti la prima oară la un concurs în afară, o să scap de ea. Ideea e că sunt super multe așteptări, mi se pare. Da. Și... Nu știu. O să reușești, Diana. Doar că mă gândesc la asta, mi se face foarte frică și mă ia anxietatea. Ești foarte talentată și nu pot să-mi imaginez, practic, o să împărtășesc și cu voi niște piese ale ei. Nu pot să-mi imaginez că aceeași persoană care cântă, spre exemplu, The Priestess, High Priestess, mi s-a părut foarte gravă vocea pe care mi-a o folosește acolo. Mi-a plăcut super mult piesa. A fost prima piesă pe care am făcut-o în stilul respectiv, cumva spre rock. Eu cântasem cu Pixels înainte și cântam un...
nu știu cum să-i zic, nu prea am cum să definez genul, un fel de pop, așa, ceva mai soft. Uh-huh. Și piesa aia cu Delia e piesa ei, nu e piesa mea pe mine, doar m-a luat, a scos ea un album și m-a luat și pe mine pe o piesă. Și a fost prima care m-a dus în zona aia de rock. Ce piesă? Pe ce piesă? Hi Christy, tocmai ce am zis. Nu, 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 pe ce piesă a luat-o Delia? Nu Delia, Delia. Am credeam că Delia, așa Delia. Mama, așa a crezut mama. Și eu credeam, eu credeam că Delia s-a întâmplat. Și mama, gen, până a ieșit piesa, ea a crezut că pe mine m-a luat Delia. Că nu mi-am dat seama. Da, tu ai spus pur și simplu. Da, Delia, prietena mea. Da. Iar cu The Pixels ai fost în turnee, ați avut... Nu pot să-i zic turnee, dar concerte, da. Da. Și cum este să faci parte dintr-o trupă? Băi, e mult mai ușor, e drăguț, e parcă umpli scena într-un fel, da, și la propriu și la figurat. Cum e ca experiență. Ideea e că eu am fost mai mult backing vocals cumva și mie mi-a convenit treaba asta destul de mult, că m-am obișnuit cât de cât cu scena și cu, nu știu, tot ce înseamnă munca de dinainte, da, da, de da, concert. Dacă aș fi fost singură și acum, spre exemplu, și de când mi-am lansat proiectul solo, mă gândesc ce naiba o să fac eu singură ca frontman care trebuie să și vorbească toată între piese. Ce naiba zic? Adică tu o să fii entertainerul tot timpul. Da, 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 exact, exact. Da. Și care crezi că e secretul unei trupe ca ea să reziste? Măi, în primul rând, cred că trebuie să fie toată lumea de acord cu muzica pe care o cântăm, să ne placă tuturor muzica pe care o cântăm. Noi, de înțeles, ne înțelegeam bine. Mă rog, mai existau divergențe între doi capi, cumva. Da. Aveau amândoi orgolii foarte mari. Da, dar eu mă înțelegeam bine cu toată lumea, mie chiar mi-e super drag de ei. Numai că mie nu-mi plăcea neapărat, nu mă regăseam în genul respectiv, știi? Era prea dulce pentru mine. Nu ca și când eu n-aș fi dulce, numai când nu mi-e împlinea visul ăla de rockstar, cumva. Da, da, da. Și nu mă mulțumea, da, m-a mulțumit faptul că am cunoscut super mulți oameni. Mm-hmm. Dar împărțitul de aplauze n-a fost o problemă niciodată? Nu știu, invidii cumva? Că... Între noi? Da, n-a fost. Între mine și ei nu, în special pentru că erau numai băieți și nu cred că am fost niciodată invidioasă pe un băiat. Mm-hmm. Da. Că mai există în trupe. Între ei, da. poate cumva. Adică pe mine nu mă deranja că celălalt solist cumva lua reflectoarele într-un fel sau altul, că el cânta mult mai mult și chiar nu mă deranja, adică eu eram mulțumită să fiu în spate. Nu am avut niciodată chestia asta de a fi neapărat în centru atenției. Mie, la fel, mi se pare o presiune destul de mare. Wow, mi se pare un lucru... Ești foarte sensibilă. Da, da, oricum mi se pare... Nu-mi place că sunt așa, dar așa sunt. Mi se pare un lucru de maturitate. Da. În momentul ăsta când... Da. Trebuie doar să te asumi. Nu mi se pare de maturitate neapărat. Nu, că sunt foarte multe trupi în care la un moment dat unul cumva primește mai multe aplauze și se simte invidia de ce ăla așa, păi, de ce ăla buchete de flori. Fiecare e cu instrumentul lui. Adică da. Nu cred că noi primim ca trupă și oricum mi se pare că solistul mereu primește mai multe aplauze. Da. Adică știu o trupă după solist de obicei. Exact. Nu știu, adică la, spre exemplu la Queen. Știi care sunt ceilalți membri? În afară de Freddie Mercury. Adică, bine, într-adevăr, dacă ești fan, normal. Asta zic. Adică sunt și trupe foarte cunoscute. Și cumva ții minte numele solistului, eu nici măcar asta nu știu la trupe, în general. Nu citesc despre... Știu că e greșit. Dar nu citesc despre trupe. Nu mă uit la interviuri. Efectiv, ascult muzica și atât. Nu metalez după aia cunoștințele. Ah, da, îți place după aia? Zi-mi 100 de albume și ce interviu a avut în 1995. Da, pentru unii este importantă și documentarea respectivă, dar e într-adevăr ok și să te bucuri de muzică și da, exact. Doar să împărtășești. Poate nu e cel mai ok pentru un artist, cum ai zis tu la început. Veritabil, da. Da, poate nu da, e cel mai ok. Sunt tot felul de eșaloane dintre astea, dar e una... Rezonez cu ideea ta, deci e ok. Și când când ți-am întâi ideea să mergi cumva pe drum propriu? Nu știam ce așa face mereu. Când mi-a venit ideea? Păi uite cu prietenul meu actual, mă rog, okay. Prietenul meu care a devenit postul între timp, dar el mi-a propus, el fiind producer și avea și trupă, mi-a zis, băi, hai că o să fac eu piesă. Hai să facem o piesă, dacă tu vrei să cânti, hai că te ajut eu. Și efectiv a făcut asta și mi-a plăcut foarte mult cum lucrează el.
Și ne-am potrivit foarte bine pe stil și am zis ok, bine, hai. Dar, nu știu, momentan am lăsat-o pe locul 2 cumva. Adică îmi place cumva să fac muzică în studio, dar cum am zis, după aia, când, dacă o să trebuiască să ajung pe o scenă... Deja e diferit, să schimbi da, povestea. Da, adică dacă aș putea să fiu un artist de studio, ar fi minunat. Da, nici nu vreau să scot bani din asta, doar să pot să-mi fac piesele să mele. Să poți să te exprimi nu... muzical. Mm-hmm. Interesant. Eu știu totuși că tu mai ai și alte îndeletniciri, practic ai făcut și curs de voiceover, PR. Ce frumos! Da, în prezent ea lucrează, da. În prezent ea lucrează ca job asistent de marketing, marketing și PR, și da. PR? Okay. Bine, dar e internship și acum pe 17 se termină contractul de internship și am întrebat-o pe tipa de acolo și ce faceți, mă angajați? Și a zis că da, păi eram panicată dacă cine știe ce se întâmplă și nu mă mai angajează. Dar nu, chiar îmi place super mult ce fac acum. Ai învățat ceva în timpul internship-ului? Da, 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 foarte mult. Iar mai departe vei lucra online sau trebuie să te duci fizic? Momentan da. Adică tot ce fac pot să fac online. Foarte tare. Dar ce presupune jobul tău, propriu zis? Nu fac neapărat numai marketing și PR. Cred că fac câte puțin din toate. Depinde și ce client avem. Acum, spre exemplu, avem un site de haine și mă ocup cumva de toate cele. Și de felul în care arată site-ul și de produse, vânzări, idei, campanii de marketing pentru social media și pentru ziare, nu știu, iau contact cu ziariști sau reviste sau... Cumva, da, fac o legătură între clientul nostru și public în mare. Dar da, trebuie să știi așa câte puțin din toate. Din trebuie să faci, da, adică jobul, nu știu, munca pe care o am de făcut... Azi, mâine o să fie total diferită. Poate diferită, da, depinde de la persoană la persoană și de la situație la situație. Mm-hmm. Și ok așa. Da, exact. Și asta a fost a doua ta pasiune cumva, nu? După muzică. Sau cum ai ajuns să faci? Păi nu, că mai are, e același magazin de haine de care te ocupi tu sau e altul? La ce nu are legătură. Nu. Diana mai are și un mini business, da, cu haine. Facem promovare. Hai să... Bine, știu că toată lumea și-a făcut pagine de Instagram cu hainele, că e foarte la îndemână să faci asta, mai ales când ești obsedat și îți cumperi chestii. Eu până la chestii. Tine n-am mai văzut, sincer. Serios? Da, nu. Am tot văzut. Și grupul în care suntem noi. Da, Talcioc. Da. Vorbește-mi un pic despre business-ul tău. Cum a început ideea? Păi, am descoperit în Buzău, sunt foarte multe SH-uri. Foarte multe SH-uri. Am ajuns random într-unul și după aia am descoperit că pe acea stradă unul lângă celălalt sunt... Și am descoperit și o zi în care erau toate hainele la 2 lei și am găsit pe lângă haine de brand, haine absolut superbe. Și le-am cumpărat pe toate fiind atât de ieftine și acasă le-am probat și am văzut ce-mi place, ce-mi place și am zis, mă, dar ce fac cu toate hainele astea pe care le-am cumpărat și nu vreau să le port. Și m-am gândit să le vând. Și am zis, de ce nu, hai să fac niște poze drăguțe și să le pun. Și s-a întâmplat. Adică nu e o chestie din care poți să trăiești, că nu sunt prețuri exacerbate. Adică mă învârt pe la 20-30 de lei, așa. Da. Adică, și asta se întâmpla cam la ce vârstă, ideea asta? Cred că în 2018, cred că de 3 ani am început să fac asta. Wow! Uite, acum o să pară banal ce zic. Și o să zic, Andreea, că e invenție de-a mea. Ce? Dar fac o paranteză. Eu în 2017, când am ajuns în România, mă plimbam prin București și tot am văzut multe SH-uri și l-am sunat pe tata și am vrut să cumpăr blugi și să-i transmit lui tata să-i vândă prin sat. Dar nici mie ideea asta. Dar n-am mai realizat-o, pentru că probleme la vamă, mă gândeam. Asta dar... voia să spun, la tine e complicat. Zici că ar trebui să fie? Ce faci? De fapt, la vamă poți să zici că sunt hainele tale, nu? Yeah, sunt student, da, am 3 bagaje de blugi. Adică nu e ca și când aveau etichete. Doar blugi, nimic altceva. 3 bagaje de blugi. Doar blugi. Blugigist așa un pic. Și l-a transmis. Dar e bună ideea asta. Uite, acum... Dar are... Păi uite, hainele de pe mine sunt din SH acum. Gen asta și pantalonii. Serios? Da. Wow.
Bun. Bine, ideea e că nu o să găsești, găsești niciodată ceva care să potrivească perfect. Adică, uite, e destul de... Da, te referi la mărime. Da, nu aș fi zis. Adică, da, e, e ok, ok. Și basca aia pe care o aveam la fel. Adică... Și eu, și eu sunt fan, fan SH-uri, chiar intru și mi se pare minunate tot timpul. Da, că e o curiozitate tot timpul, nu știi ce te așteaptă. Da, exact. Bine, dar acum deja am trecut la next level, adică mi-am deschis firmă acum, nu știu, cred că pe 11 februarie am primit actele, că vreau să-mi fac un site, nu cu aceleași haine pe care le vând pe Instagram, pentru că alea sunt mai, nu știu, basic. Da, mai ieftine, mai așa, da. Și vreau să cumpăr, de fapt am cumpărat deja și haine noi, vintage looking cumva, și haine designer, gen de brand. Și vreau să, nu știu, fac bani din asta la propriu, adică, ce frumos, da. Ce frumos, Diana. Chiar aș vrea să trăiesc din asta. Da. Și asta se întâmplă la București, se va întâmpla? Da. Wow. Adică și... o să trimit hainele. Aha, o să adică am... totul va fi online. Da. Uh-huh. Adică nu va fi un magazin. Nu. E bine că nu o să te mai limitezi doar la București. Spre exemplu, pe grupul Talcioc 2.0 ți s-a întâmplat să solicite persoane din afara Bucureștiului articole și să le trimiți prin poștă? Sau a fost mai rar? Au făcut asta și le-am șters pentru că nu e voie să fie persoane din afara Bucureștiului. Ok, da. Deci grupul este doar pentru București. Da, da, da. Ok. Adică eu intru pe grup, uite, eu un cetățean al Bucureștiului. Nu ai cum să intri pentru că e de fete. Da, e exclusivist. Îmi pare rău cumva, chiar îmi pare rău. Mi se pare că cineva ar trebui să ia atitudine și să creeze un grup pentru băieți în care să-și vândă chestiile. Da. Ah, am înțeles. Și dacă eu am iubite, de exemplu, și vreau să... Păi poate să-și vândă haine, nu vindem haine de băieți, decât dacă, spre exemplu, sunt portabile și de fete, spre exemplu, un tricou. Neutru, sau cum se zice. Neutru. Ca, ca gen, da? Neutru. A, unisex. Unisex, da, 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 da. Am înțeles. Dacă eram fată, de exemplu, dacă eu sunt o fată bucureșteană, o Maria, de exemplu, o Loredana, care e procedura? Eu intru, da? Intru pe grup și acolo văd. Bine, în primul rând trebuie să îți fie acceptată cererea. Așa. Încercăm să facem chestia asta cât mai... Da, sunt moderator. Da. O! Da. Și la fel, am făcut-o doar de pe drag, așa, gen, ei, uite, vă ajut și eu, știi, pe admine și pe cel următor. Da, e un grup foarte curat, adică au grijă de el, dacă se încarcă vreo regulă, pa. În sensul în care nu punem haine din alea urâte pe, nu știu, o cuvertură urâtă sau încercăm să fie cât mai estetic și mai drăguț, știi, să fie foarte cumpărabile. Și oricine are posibilitatea sau doar voi? Toată lumea poate să posteze, toată lumea, după ce a fost acceptată, postează o postare pe zi. Și acolo pune numărul de telefon, da? Nu, păi contactezi pe Facebook, prin mesaj tare, și te întâlnești în București cu persoanele respective, găsiți un loc, un punct de întâlnire comun. Ce mult îmi place ideea asta. Am vândut foarte multe chestii pe grupul ăla. Wow, și tu te vedeai, te vezi personal cu oamenii? Da, am cunoscut extrem de multe persoane, gen, cred că peste 200. Ce frumos. Și e foarte ciudat când te întâlnești așa cu oameni pe care nu i-ai mai cunoscut niciodată și simți ce vibe îți dă fiecare. Câteodată parcă te simți drenuit, stors așa. Sunt unele persoane care, nu știu, n-au o energie pozitivă, pur și simplu. Sunt unele persoane care clicuiești așa din prima și parcă te simți mai bine după ce te-ai întâlnit cu ele, chit că v-ați văzut doar două minute. Da, da, da. Mințită vreodată, cum se zice la București, trasă prin țeapă? Nu. Să nu-ți dea bani. Nu, păi trebuie să dai banii. Adică schimbul se face pe loc. Schimb pe loc, da. Da. Wow, wow, interesant. Chiar acum mă gândeam. Mintea lui de afacerist încerc da, să intre. Da, tata, noi vorbim. Sunt pe tata după asta. Asta cum să dai pe două, trei bagaje numai cu tricouri. Cum, să, cum ar fi dacă îți fură ideea? O fur și o, nu, nu, nu o fur. O fur și o duc la mine în sat acolo, departe. Nu. Da, nu e vid. Adică nu pot să zic că am copiat pe cineva, dar sunt foarte mulți oameni care au avut ideea asta pentru că e foarte la îndemână. Cum se numește grupul ca să facem un pic de publicitate? Păi nu, nu faceți neapărat că și așa. Noi vrem să rămână cât mai puțin oameni cumva, corect, știi? Adică să fim, să formăm o comunitate, o familie. Da. Am înțeles. Da. You're not welcome. Păcat, păcat că nu sunt fată, dacă eram, mă implicam mai mult. Da, dar poți să fii prieten cu noi, știi, nu trebuie să vii haine neapărat. Da. Poți să fii prieten. Sau poți să vii cu cineva, cu iubita ta, când se întâlnește cu alte fete și... Și o includem și... Și poți să socializezi. Cum a sunat asta, iubita ta când se întâlnești cu alte fete.
trecem la joculeț? Mai hai să facem joculeț. Diana, pregătită? Nu. Diana, rubrica se numește Întrebări la foc automat. Ea se uită deja la întrebări și trișoare. Nu vă nimic fără ochelari, nu vă nimic. Da. Ok. Noi avem 10 întrebări. Ele vor fi simple, nu sunt atât de complicate. Nu le-ai învățat pe de rost, nu? Eu? Da. Ba da, eu serios? Sunt bun. Sunt mereu aceleași sau? Câteodată le schimbăm. Le mai schimbăm pe loc în funcție de om. Da. Diana, tu răspunzi exact ce-ți vine. Fără deci ca să te gândești. Fără prea mult timp de gândire. Trei lucruri care te motivează să te ridici dimineața din pat. Nimic. Unu. Trebuie să dau mâncare pisicii, trebuie să mă săl pe dinți și mai comand niște haine. Bun, okay, bun, bun, bun. Care este culoarea ta preferată? Roșu. Oh, de ce? Acum chiar sunt curioasă. Că e super puternic așa. Te îndeamnă la acțiune, nu? Știu, nu? Da. Da. Cea mai intensă culoare mi se pare. Da. Diana, tu doar noaptea? Nu prea. Nu prea. Ok. Uite. Mă culc. Spre exemplu, m-am culcat la 5. La 5 am adormit aseară. Azi noapte. Se poate, foarte responsabilă, măi, și a venit aici a timp. Da. E o întrebare de imaginație. Da. Tu noaptea nu prea poți dormi, aproape când închizi ochii și la un moment dat bate cineva la ușă. Te trezești, deschizi ușa. Cine e la ușa ta? Stai, făcând o paranteză, chiar am pățit chestia asta. Stăteam cu un coleg de apartament atunci și a început cineva să bată foarte insistent la ușă și era un domn total străin și efectiv nu voia să plece și tot încerca... Și ușa inclusiv? Da, și m-am super speriat, era noapte, era târziu și l-am trezit pe colegul meu, avea și ușa blocată, îi se bloca ușa tot timpul și am început să dau cu picioarele în ușă. Mă gândeam că poate trebuia să vină cineva la el în vizită, nu înțelegea nici el nimic. La fel a început să țipe din spatele ușii la omul ăla, pleacă, nu e apartamentul tău. Și gen a plecat, dar s-a întors peste o oră sau ceva. S-a întors și tot încerca ușa, frate, deci m-am speriat groaznic. Poate... Asta chiar e ciudat, cu pleacă că nu e. Dacă nu era, bine, probabil era beat mort sau ceva. Da, da, chiar dar așa. Dacă era ușa descuiată. Da. Sau poate era un soț care a plecat vreo 10 ani, știi, și a locuit acolo și acum l-a apucat nostalgia aia și a vrut să vadă. Matinalilor să nu uitați să pâncuiați ușa de fiecare dată exact, când intrați exact. În casă. Sau poate un cumpărător de haine, poate dorea hainuțe. Poate era ziua de iubite și... Diana, da, altă întrebare, da. Întrebarea 4 vine de la Andreea. Dacă te-ai trezi pe o insulă pustie, care sunt primele 3 lucruri pe care le-ai face? Probabil ar începe să cânte. Singură? Da. Sunt singură? Singură, singurică, da. Păi aș începe să explorez pe acolo, aș căuta mâncare, cel mai probabil, și aș nota. Trebuie? Basic stuff. De ce voi ce ați face? Wow, pe noi nu ne-a mai întrebat nimeni asta. Voi ce ați face? Haide, scurt. Ai plecat. Eu probabil aș căuta cocoș. Cocoș? Nu cocoș. Cocos. 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 Cum e pluralul la cocos? Nu, dar pluralul la cocoș. Păi, nucă de cocoș și nuci de cocos. Nuci de cocos. Cocos e ca macul, spre exemplu, ca susanu, adică nu are un plural. Iar în aceasta, prima dată am văzut o nucă de cocos. V-ați văzut vreodată? Da. Da, normal că am văzut. Și prima dată am spart o nucă de cocos. Și ai băut din ea cu paiu? Nu mai țin, tata ce am băut. Eu mă așteptam să fie alb acolo și nu era alb lichidul ăla, era așa apă. Da? Da, da apă. Și eu credeam că... Și eu credeam că e un fel de lapte. Da, alb. da, exact. Nu, era un fel de apă, un fel de lacrimi. Ok. Cred că aș căuta pe insula aia nuci de cocos. Spune odată încă două lucruri. Nuci de cocos, papagali care vorbesc și... Păi cine i-a învățat să vorbească pe Dima, insulă? Dima, nu vezi la când vorbești. Nu, din aia mari care poți să-i înveți să vorbească. Eu de mic mi-am dorit un papagal ăla, o găină. Și de fapt, dar... găină. Am avut papagal care vorbea. Poți era peruș, era peruș, normal. Știi că ciorile poți să învețe? Da. Era o cioară care zicea relu, gen da, relu, știu. Relu. Și al treilea lucru, aș căuta două lemne ca să le dau unul de altul ca să iasă scânteie. Cum am văzut în filme, știi, să fac foc. Păi da. Și dacă e vară, sunt 50 de grade. Corect, da, da. Eu așa-mi imaginez
când mă gândesc la insulă, mă gândesc la căldură. Știu, da, că exact, probabil nu e corect. Asta trebuie lumină noaptea. Dar oricum ar fi interesantă faza cu papagalul, pentru că poate au fost mulți naufragiați pe insulă care chiar au învățat un papagal să vorbească, exact, și el o să-ți spună ție niște lucruri pe care tu nu le cunoști. Exact, de la oamenii din trecut. Exact. Da. Exact. Și tu să fii în depresia aia și el să înceapă a vorbi, știi, să te calmeze. Lași la o undiță. Ai luat o undiță? Da, ca să pescuiesc. Aș lua apă. În gură. Sau... Și aș mai lua mâncare. Okay. Oh. Mâncare de acasă. Nu, întrebarea era ce-i face când te-ai trezit. A, ce-aș face? Da. Deci mi-aș construi o undiță, mi-aș construi o căsuță și m-aș duce în căutare de apă proaspătă. Mm-hmm. Nice. Bun. Andreea, tu ce-i face? Trei lucruri. M-aș curca la loc. Bravo. Virgos. După care m-aș trezi la un moment dat și cred că aș încerca să-mi caut companie pe acolo, nu știu, orice animăluț, orice. Numai să fie ceva care să... Dinozaur. Să mă inspire, să fie ceva acolo care să nu-mi lase mintea să plictisească. Wi-Fi n-ai căutat? No pressure. Nu aș căuta Wi-Fi. Dinozaur, caută un dinozaur. Nu, și cred că, nu știu, aș căuta un loc foarte ferit de soare, pentru că am vitiligo și n-am voie să stau la soare. Ce da? Ai? Da. Ce ai? Vitiligo, ce? Vitiligo. Vitiligo de la. Vitiligo, vitiligo. Și eu la voie să stau la țaran, că nu știu noi. Vitiligo. Este o afecțiune a pielii, vitiligo. Și se manifestă prin pete. Eu sunt unul din rarele cazuri care a scăpat de pete, dar... Am o sensibilitate predispoziție să da. Ok. La soare, ai sistemul meu nervos e are o problemă. Sensibilitate. Sensibilitate la soare, nu? Doar la soare. Da. Auzi? La soare. Vitiligo deci să stai pe lângă la mine. La soare și sunt foarte ușor nu știu, Ce-i mă, Andreea? Parcă e la medic acum. Păi, Andreea, ce ai, Andreea? Zi, ce te doare, Andreea? Dat fiind că este o afecțiune a sistemului nervos, mă mai faceți să râd, dragilor. Sunt foarte afectată în mod normal de orice, adică orice chestie. De asta încerc să fiu mai detașată, pentru că mă afectează și fizic orice problemă pe care o am. Sau... orice provocare care vine. Auzi? Da, vitiligo ăsta să mănâncă cu pâine? Deci la următoarea întrebare. Da, întrebarea șasea. Diana pregătită? Asta chiar e o întrebare serioasă. De ce crezi că oamenii vin și pleacă? Opa! Eu fiind o persoană care vine și pleacă, ar trebui să mă gândesc de ce fac eu asta, nu? Și răspunsul ar fi... Nu contează. Nu contează. Ar trebui să răspund la foc automat, dar ai zis că e întrebare serioasă, așa că nu pot să dau un răspuns. Nu e? De ce vin și pleacă? Pentru că trebuie să doarmă la ei în pat, că e mai confortabil. Wow, da, mi-am imaginat asta. Voi puteți dormiți în alte părți? Tocmai ce am avut discuția asta cu sora mea. Dorm oriunde. Da. Serios? Wow. Da, trebuie să am... care chiar, nu știu, mie îmi face plăcere să fiu în locuri necunoscute și să mă liniștește și... Eu dacă am o pătură și un pat, dorm oriunde. Da, da, nu, deci nu poți în, pe scaun, adică în avion sau... A, ba da! Ba da, 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 și eu sunt genul de wow. Metro, un autobuz. Tot timpul adorm în avion. Mai că sunt avion. Am avut drum de... 13 ore până în Canada în avion și n-am putut să dorm nici măcar o secundă. Eu până în state dorm de fiecare dată tot drumul. Adică, da, într-adevăr că ai zis că îți place să dormi în locuri noi. Da, într-un hotel unde știu că am toate chestiile mele. La cu toate mine, condițiile. Da. Da, nu, în rest, dacă, cum m-ai chemat tu să dorm la tine. Deja mi-am imaginat, zic, nu. Stai, Andrei, te chema la ea să dormi la ea? Da. Opa, fetelor. Pentru că a trecut printr-o, pot să zic, da, și avea impresia că mă chinui sau ceva, că e a struggle, dar nu e. Și Andreea, tu oamenii care îi chem la tine, cu oamenii care trec prin despărțiri? Că și eu recent. Doar fetele drăguțe. Și eu recent am trecut prin despărțire și da, vorbim după emisiune. Întrebarea șaptea pentru Diana Secu, întrebarea șaptea care e foarte serioasă, tot legată de dragoste. Diana, uite spre ușă.
în acest moment intră Cupidon. Mi-e frică. Ce? Intră Cupidon pe ușă, da? Băi, tu știi ce m-am speriat? Mă simțeam că la surprize, surprize. Zic, e mama? A venit mama? Iartă-mă cu Raluca Moianu, știi? Care, stai, care era? Iartă-mă, nu mai știi, iartă-mă. Și stai... Dar nu știu dacă putem să punem melodia aia. Era. Iartă-mă, nu? Nu mai știu cum era, dar era iartă-mă melodia aia. Iartă-mă că să te iert. Ca să te uit. Diana, vine cu pe domn pe ușă. El nu vine, okay. Dar toți imaginez că vine. Ok. Chiar trebuie să mă uiți spre ușă sau era... Dacă te ajută imaginația... Stai aproape de microfon. Da, dacă te ajută imaginația, da. Diana, vine cu pe domn lângă tine. Ce îi spui lui cu pe domn? Afară. Poți să-l mustrezi, poți să-l ceri, poți să-i... Să-l bați, să-l tragi de păr, să-l... Deci Cupidon fiind băiatul ăla care aruncă cu copii, bebelușul ăla, da. Cu arc. Cu arcul, cu inimi care îți dă un arc. Elsa. Nu cred că îi place prea mult de Cupidon de la față. E ciudată întrebarea cumva, că nu m-am gândit vreodată la Cupidon. E cumva mai imposibil de existat decât Moș Crăciun. Da. Nu știu de ce, dar nu m-am gândit la Cupidon ca la o entitate sau ca la o persoană. Ce să-i zic lui Cupidon? Ceva legat de dragoste. De ce nu te îmbraci? Wow. Nu e dezbrăcat? Gen, nu e reprezentat ca... Ba da, depinde la ce oră gol. Afară. Nu mai face asta. De ce? Mi-e frică. Bun, deci Cupidonul îmbracă-te. Dacă vii la Diana, vine îmbrăcat. Diana, întrebarea 8-a. 8 sau 8-a? 8, clasa 8-a. A 8-a, nu 8, doar 8. Întâi este întâi, nu exista întâia, dar e, în rest există. Da, întrebarea 8 vine de la Andreea. Dacă te-ai urcat într-un avion, care ar fi destinația? Paris. Berlin. Berlin? Da, e orașul meu preferat. Oh, super. Ai mai fost acolo înainte? Da, de 2 ori. Drăguț. Și la Paris, în Viena. În Viena, da, la Paris. Paris, în Viena. Am rezolvat. La piramidele din Botoșani. Încă întrebare? Încă 2. Hai încă 2. Dacă ți-ai regizat filmul vieții, Diana, cum s-ar numi acesta? Cred că Borderline Personality Disorder. Frumos. Diana, mai am eu o întrebare. Dacă mâine dimineață tu deschizi ochii și ești băiat, cum te cheamă? Cu ce te ocupi? Nice. Mereu mă gândesc la asta. Da? Da. Ia să vedem. Dar nu m-am dus atât de departe ca job și... Păi nu știu de ce n-aș face același lucru pe care îl fac și acum. Ca... Mi se pare că regular Udima e să n-ai voie să fie același. Da? Să ai aceeași ocupație. Da, n-ai voie. Deci mai, cum m-ar chema, întrebă? Cum te-ar chema și cu ce te-ai ocupa? Matei? Matei, sau covrigărie? Luca? Nu știu, da, numai covrigărie. Ce mai urmează? Petru? Da. Petru, Luca, da, Matei. Da, toate sunt nume de apostoli. Credeți că s-a vorbit cineva când a făcut covrigăriile astea? A venit Dumnezeu și le-a spus lor, duceți-vă și acolo să stea Luca. Duceți corpul meu. Asta era, pâinea era corpul lui Dumnezeu, nu? Da. Da. Ok, deci da. Și ce aș face... Nu știu de ce mă imaginez ca un antreprenor din ăla super arogant care are cont pe Clubhouse. Christian și Grey. Că... Deci Andrei, ce? Antreprenor. Christian Grey. Matei. Oh my god. Îmi place. Matei, antreprenor. Și o întrebare bonus aici vine. Da. Cum ai fi în relația cu fetele? Matei ăsta, cum s-ar comporta cu fetele? Christian Grey. Depinde ce vârstă am. Cred că aș fi un, ca să nu folosesc termenul ăla în engleză care are un cuvânt urât, o să zic un fustangiu. Mateiuțu! Dar asta doar până la o anumită vârstă. Până în 40? Cum aș fi cu femeile? Le-ai cumpăra mărțișoare? Înghețată. Nu cred că le-aș cumpăra mărțișoare, pentru că și eu primesc mărțișoare și inclusiv de la voi și sunt niște lucruri care nu știu ce să fac, adică nici, și unde le pun. Și atunci când eram mică aveam pungă de mărțișoare tot timpul, că primeai în fiecare an de la colegi de liceu și după aia anul viitor dădeai și tu. Da. Da, și exact. Mereu se schimbă. Așa făceam și eu. Îți dai seama. Păi ce-i asta? Păi da, ce? Primeai? Mărțișoare? Nu, da. eu dădeam. Nu, dar noi se pun în copaci. Păi nu, dar... Okay. La voi tot? A, ba, da, primeam și eu. Da? Da. Nice. Mă simțeam special.
de câte ora? Să vedem câte ori. Wow, wow, 10:55. Serios? Nu se poate. Serios? Da, da. Vremea... Am început puțin mai târziu și de... Da, vremea trece, vremea vine. Noi toate nu ne... Noi și mai dăm o întrebare, ultima întrebare. Nu mai avem, asta a fost. Nu vrei să ne cânti ceva, nu vrei? Da, ce să vă că... Ce-ți vine? Da, absolut, dar nu, nu toată piesa, sau un vers măcar. Ca să o terminăm așa pe... Hai ceva în română și ceva mai vechi, dar nu știu ce. În general eu nu joc șah când regele e nebun. Ce e asta? Ce e asta? Nu știi? Diana, când ești gata, eu îți fac intro. Păi stai, ajutați-mă, că e mintea mea e un blank acum. Să cânti copzar, bătrân, ceva. Hai să cântăm. Ok, nu să cânt manele. Am găsit în geanta ta. Când ești gata să fac intro, da? Da, Andreea, Ștefan și Dima. Și alături de marea noastră invitată Diana Secu, live pentru toată România. Păi ai spus când sunt gata, îmi faci... Când ești gata, când ești gata, îți fac. Nu te-ai făcut prea devreme. Când ești gata, îmi faci tu semn. Ajutați-mă cu o piesă foarte ultra cunoscută. Vrei să pleci și să nu spui. Cine iubește și las. Cunoscută în română. Dar mai veche, dacă mai veche. Exact, să nu? Pleci, dar nu mă... Sau hai, uite, ceva de la Beatles, ok. Nu am cântat niciodată la un microfon din ăsta. It's high time you did. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. Don't wanna leave her now. You know I believe in how. Wow, wow, ce drăguț. Mamă, ce voce, ce voce. Pe mine m-a încărcat de energie. Și pe mine la fel, și pe mine la fel. Cât de dulce, așa, dulcie, dulcie vocea. Da. Cum dulce? Că e foarte grav așa. Nu, e dulce, mie mi s-a părut dulce. Da? Da, dulce, dulce, dulce. Nice. Diana, știu că nu avem timp. Hai și română, măcar un vers, te rog. Pentru mine, pentru noi. Cerem tot ce vrei, chiar și luna de pe cer. Nu, hai. Păi atunci ajută-mă. Hai, Sani cu zurgălăie, știi? Ceva. Roata More, Morărița. O damigeană și un pahar. Hai, mă! Tu asta ai vrea să... Asta ai vrea să mă văd, nu? O damigeană! O damigeană! Bun, 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 bun. Să fac non-stop în casă. Am găsit în geanta ta. Diana Secu. Un bilet de la altcineva. 10:58 de minute. Noi continuăm după aia, da? Noi continuăm, oricum plecăm la balcon și continuăm. Bine, dacă mai vrei tu să-ți fiu dator cu întrebare. Dacă ei dau un autograf lui Dima, ce ei scrie? Da, uite în ochii mei în timpul ăsta. Da. Poate. Eu? ești drăguț. Bravo, Diana, și chiar nu ne-am înțeles să zici asta. Nu, dar chiar arată bine, adică pot să spun asta, nu mai am prieten. Nici eu nu mai am prietenă, deci... Aici, la ArtFM... Știam că într-o zi de marți se va întâmpla... Aici, la ArtFM, facem, desfacem cupluri, facem... matrimoniale mai ales. Lucrurile mari... Matrimoniale FM. Lucrurile mari se întâmplă chiar Art matrimonial. Diana, glumim, sper că nu te simți în confortabil. Noua mea emisiune, sâmbătă la 15:00, Art Matrimonial. Și un anunț pentru toți cei care ne urmăresc, care ne ascultă și... Art Matrimonial. Pentru cei care ne ascultă, ceva, ce le urezi, ce le spui? Peace. Să cumpărați haine de la mine. Și să ascultați și muzica. Și să-mi ascultați muzica. Sigur. Unde te pot găsi oamenii? Peste tot. Păi eu, Diana Secu, peste tot. Îți dai seama că eu am întrebat asta ca să te caut și eu. Da. Am zis cumva unde să te găsesc cu oamenii. Da. Da. Căutați-o pe Diana Secu peste tot. Facebook, Instagram-uri, Google, Apple, YouTube-uri, peste music, tot. Spotify, da. Ce mai există. Absolut, peste tot. Cumpărați muzică și cumpărați haine și ascultați whatever. Muzică bună. Noi ne oprim everything. Aici. Ștefan, Andreea, ArtFM. Ne vedem și mâine de la 8 la 11. Da. Cu aceeași energie, cu zâmbete. Pentru că e primăvară și avem motive. Diana, mersi. Pa! Pa! Pa!
și te mai așteptăm, te mai așteptăm, vrei să le urezi ceva matinalilor, să aibă o zi bună? Normal, știi că eu mereu vorbesc cu drăguții noștri, cu ascultătorii noștri, simpaticilor, pentru că a început primăvara, vă doresc numai bine, să aveți grijă de voi, să zâmbiți, să vă iubiți și să mergeți înainte, pentru că toate o să se aranjeze așa cum trebuie. Înainte era mai bine. Da, mergem înainte, înainte era mai bine. Noi am fost Andreea Reve, Ștefan Dimațui pe Instagram și Diana Secu. Da, ne căutați, ne găsiți. Iar mâine de la 8 la 11 tot aici vom fi alături de voi. Și vorba aceea, dacă plecați undeva departe, luați-ne cu voi. Până atunci, vă lăsăm cu muzică bună. Les Bros and Mark Voss, Colin Crooks, George Redwood, Crew 7, FSDW, Marco Fratti, Max Giacovelli, Michael Felix, DJ Tonic, Roxanne Emery, SMR Live, Tritonal Liney and Michael Joe. Enjoy the mix right here on Art FM. Art FM.